cu săbii, arcuri și buzdugane. Astfel, studenții Academiei de Poliție din Capitală au demonstrat că pot exploata și astăzi tehnicile de luptă folosite de ostașii din armata lui Ștefan cel Mare. Tinerii le-au prezentat spectatorilor și lupte corp la corp, iar manifestațiile dedicate războaielor purtate de domnitor au avut loc în scoarul Catedralei Mitropolitane. Spectatorii au rămas impresionați de evoluția viitorilor polițiști. Cei mai entuziasmați au fost însă copiii. În cei 47 de ani de domnie, Ștefan cel Mare și Sfânt a purtat 36 de bătălii, iar în 34 de războaie, oastea domnitorului a învins. Ieri s-au împlinit 512 ani de la moartea voievodului.